Oameni iartă-mă ce ai făcut acolo Bună! Mă simt inconfortabil La ce am participat? Bună YouTube și bine ai venit la Cringe Show Emisiunea de pe Twitch în care eu, domnul Vlad Mă uit la întâmplările voastre de pe internet Și decid cât de cringe au fost acestea Dacă și tu ai o poză, un screenshot, ceva Trimite-l prin intermediul formularului în descriere Și nu uita, noi ne vedem bilunar Vineri de la 20.00 live pe Twitch Avem un story Cum am putut să trăiesc aproape 14 ani Fără să ascult K-pop Story pe Insta la 14 ani în 2018. Păi foarte bine ai putut să trăiești 14 ani fără să asculti K-pop. Eu doresc să trăiesc... Nu doresc să trăiesc atât, stai un pic. Dar dacă mi-aș dori să trăiesc atât, mi-aș dori să trăiesc 80 de ani fără să ascult K-pop. Din partea mea, această postare este de cel mai incomesurabil cringe posibil. E rău. Nu cred că o să depășească nimic această postare, așa că încheiem aici videoul și streamul. Și vă pup și vă respect. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un coment, și lăsați și un sub, de ce nu. La revedere! Conversația mea cu un băiat din liceu, în urma căreia, continua să se uite pe hol după mine un an întreg. Ok, mai bine dezbrăcați. Maxim un pupic pe obraz, vezi de la mine. Șmecherie, când pot să-l iau? Oh god, ești așa? Touch starved? Maxim, dar eu ce-ți ofer? Date, pupic, lasă. Fă-mi un hiki pe gât să vadă băieții. E, lasă, ești r -word. îmi plac persoanele cu dizabilități, lasă-mă să mă ocup de tine, băi copil copac, plâng ce? Plâng ce și eu? Cum? Ce? În primul rând, uh, copil copac e, I don't know, e cea mai proastă chestie urâtă pe care poți să o spui cuiva, ce mai înseamnă copil cu bac? Dar vreau și o conexiune spirituală, satanică, găsești tu. Nu vreau să fac ritualul doar pentru a face ritualul, dacă nu-mi dai, mă a să găsesc ceva similar cu tine sau mai bun. N-am obligații față de tine, ești băia mare, te descurci tu. Măcar dăm papucii tăi de rocăriță să am cu ce să-mi zdrobesc cu ele. Bună, mă simt inconfortabil, la ce am participat? Is this one full conversation sau sunt diferite conversații pe parcurs? I don't know, I need to know. Această conversație trebuie să fie de un cringe teribil. Mi-e mi frică și mă simt inconfortabil. Mulțumesc. Eram prin clasa a noua, nici nu mă ținusem vreodată de mână cu un băiat, mi-a dat like doar o mătușă. Next time I see you, I'm going to kiss you. I don't care what you think. I don't care who's there. I'll wrap my arms around your neck for our usual hug. Then I'll smile stand on the very tips of my toes, as you are so tall and I so short. And I shall kiss you in a flurry of hope and adrenaline. Inimioară, inimiara! Crezi că a înțeles mătușa ce ziceai sau nu știai engleză? 2011. ăsta e cringe pe care vreau. Vreau ce ați făcut în 2011. Îmi trebuie. Din partea mea îți ofer un crin. Could have been much worse. Avem un vocal. Avem un vocal. <laughs> I-am răspuns unui tip random la mesajul cu Hei, ce faci? Și apoi mi-a trimis asta după literalmente 5 minute Un vers din oboseală Scuze Sunt cel mai fericit pentru că Știu că vorbesc cu cea mai frumoasă fată de pe planetă Și urez noapte bună Pentru că într-o zi o să fim împreună oh. Sunt cel mai fericit oh, pentru oh, nu, că Nu, nu, oprește-te, să Oh. 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 E cringe unde-i versul? Păi a rimat împreună cu bună, sau ce a zis? Cea mai frumoasă fată de pe planetă și urez noapte bună, pentru că într-o zi o să fim împreună. Oare au fost împreună după? Eu cred că au fost împreună. Wow, a fost rău, a fost rău, 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 rău. Cât dintre noi am avut un, un gagic în liceu care credea că poate face rap, dar nu putea? Nu cred că am fost împreună în liceu Carla. Am să-i dau cringe o dată de două ori pentru că nu pot să dau mai mult de atât. Nu am mai mult de atât. Maxim ce pot să-i ofer acestei postări e că nu mă recuperez. Nu o să mă mai pot recupera după această postare. Nu ghicești dacă e pe pană sau pe picior. Am să zic că e pe mână. Picior, cred că. Țeapă, e mâna. Mă pricep să ghicesc dacă e mână sau picior. Hai să ne jucăm împreună jocul. E mână sau e picior? Ce vă arăt acum? Context. Băiatul care mi-a trimis tatuajul are 20 de ani, iar eu 16. Și a crezut că mă rizează cu părul de pe mână. E Vlad, ai om de lea bărit fără de... Râdem. Am făcut-o la derită. Derută. Mai derutat. Mă joc cu mintea ta. Vorba de 20 de ani care încearcă să combine o tipă de 16. Cringe. Aceste imagini sunt de când aveam 12 ani din scurtul meu face de chisoman. La vârsta aia aveam un Nokia cu butoane și singura muzică pe care puteam să o ascult era cea de pe radio și ocazional de pe YouTube la calculator dacă mă lăsa mama. Persoana asta către Kiss FM. Salut Kiss, sunteți cei mai tari. Uite ceva care cred eu că o să vă înveselească. Family Guy Breastfeeding. <laughs> Clipul în cauză era Peter Breastfeeding Stewie s-au înveselit foarte tare oamenii de la Kiss Persoana asta către Kiss FM. Salut Kiss, sunteți cei mai tari și aș vrea să vă testez memoria cu ceva distractiv. Deci, ai o cadă plină cu apă și ai la îndemână o lingură, o cană, un lighean. Ce folosești pentru a scate apa mai repede? Vreau un răspuns, vă la radio, pupici și gândiți-vă bine. Și vă rog să nu răspundă alții. Mulțumesc! Ce gatekeep la răspuns. Scoți dopul de la cadă. Am spus să nu răspunzi. Era special pentru cei de la Kiss. Ce Dumnezeu! Mi-ai stricat combinația cu aia de la Kiss. Why was this person obsessed with Kiss FM? I don't know. Era special pentru cei de la Kiss! Salut, Kiss. Am o întrebare pentru voi și vreau neapărat un răspuns. De ce Dumnezeu dați melodii așa de vechi? Pe la ora 16.30 ați dat melodia Single Days. Serios? Melodia aia o ascultam când aveam 5 ani. Aștept răspunsul vostru. Bă, Kiss, ce cu piesele astea? Poate pentru că uneori sunt binevenite aceste melodii și că sună bine? Vai de mine! E veche e rău melodia, ce Dumnezeu! DJ Young i-a răspuns DJ Young! Piesele vechi se intersectează cu cele noi, asta pentru că sunt oameni care se regăsesc în melodiile respective. Își amintesc de anumite momente din viața lor, așa cum tu ți amintești că atunci aveai 5 ani. Cel mai cool radio e Music FM. Sincere drăguță, dar e veche. Nu se mai ascultă. Le-ai dat discă? Music FM e mai bun? Cel mai cool post de radio la cum din GTA România, sincer. Sincer. Am să vă povestesc o întâmplare legată de postul de radio de manele din GTA România. Eram dată la facultate și ziua precedentă mă jucasem cu un prieten ceva pe calculator, nu mai știu cine Jucam, și am pus pe laptopul meu, pe care îl foloseam și la facultate, Radioul GTA România cu manele. Și la un moment dat s-a închis laptopul, n-am băgat de seamă, n-a fost nicio problemă, s-a terminat bateria, am continuat să mă joc. Următoarea zi când am fost la facultate, mi-am pornit laptopul la primul curs și mi-a pornit laptopul cu... Postul de radio GTA Manele. Problema era că laptopul era blocat și mi-a luat două minute să deblochez laptopul și nu puteam să dau mai încet. Să deblochez laptopul și să, să închid postul de radio GTA Manele. Da, și s-a uitat toată lumea la mine și era și dat la maxim pentru că gândiți-vă că eu mă jucam cu cineva și am pus laptopul ca să-l auzim amândoi pe Discord, să-l audă și el. Apropo, acum am 12 ani, nu peste o lună împlinesc 13, bre, E iepure constipat blocat în vizuină. Wow, s-a supărat pe chisefem acum. Most, most likely, persoana care avea acest heated argument bine structurat și a șters contul după ce a citit acest reply citat unul la unul din roboți și de asta nu mai apar restul comentariilor. Ok, dar de ce te-ai certat cu Kisefem că ai 12 ani? Să te cerți cu Kisefem? I kinda love it. Am să-i dau un cring, though. Nu avem niciun context la aceste screenshot-uri, ia să vedem. Bună, ce faci? Bine fac, ne cunoaștem, adică nu-mi par cunoscut. Nu acum, ești drăguță. Nu acum, gen, nu vorbim acum despre asta? Sau nu acum, nu acum ne cunoaștem? Nu te supăra, câți ani ai? 15. Mulți înainte. Îmi place ceva la tine? Ok, ok. Poți vorbi la tel? Nu. Ești în cameră? Ce mă? Ești în cameră? Da. Singură? Ce dracu? Te sun pe cameră să vezi ceva? Nu, nu vreau. Te rog, nu dura mult. Nu vreau să văd nimic, lasă-mă. Fi sincer, ești virgină. Te am la mea, ai bloc. Te în cur. Well, I kind believe you wish. Poți pe cameră, nu merge camera. Te sun să te uiți, zi. La ce vrei să mă uit? La ceva. Nu știu dacă nu zici. Cum mi-o frec? Păi de ce ți-o freci? Să-ți Ok, he does bring up a good point. Interesant. Vrei? Și de ce simt nevoia să văd și eu asta? Mă excit mai bine. Like. Păi nu pun pentru asta? Te sun. <gântu -i> Adios. Vrei? Absolut oribil această conversație. Această conversație este pentru domnul procuror, nu pentru mine. Este extraordinar de cringe. Este extraordinar de jail. Nici măcar cringe. Alina Eremia fanpage. Alina Eremia fanpage. Un like. Alina, ești idolul meu în viață și aș vrea să-mi dai o cerere de petenie, să ne întâlnim, să bem un suc și să vii cu drăguțul de Dorian. M-aș bucura dacă am vorbit. Te pupic. Aici este doar un fanpage. Eram fan înfocată la la band, credeam realmente că Alina Eremia și Dorian Popa vor ieși cu mine la suc, un copil de 11 ani. Tu ești persoana asta, nu ești fanpage-ul? De ce ai scris unui fanpage? Și ai ieșit cu tine la un suc? I need to know. That's pretty cringe. Să vii și cu drăguțul de Dorian. Când aveam 14-15 ani, tot vorbeam cu tip pe Facebook și tipul ăsta m-a plăcea, dar sentimentul nu era reciproc. Ti se, se pare, sigur. Ține cont de ce ți-am spus eu. Nu mi se pare, știu. Ține cont de asta. Bine. Te iub. Nici nu mă cunoști bine. Da, dar simt asta. Crede-mă. I don't know ce să spun. Că mă iubești și tu. Dar dacă nu, nu. Te plac, dar în sensul de prieten. Momentan. So you're telling me there's a chance? Speram că o să mă placi mai mult, dar îți dau timp. Până mâine la 8. <laughs> dacă poți. 8 ca acum, nu dimineața. Hai că nu exagerez. Nu îți dau doar 12 ore. Ai 24 de ore să mă iubești. Ai 24 de ore să mă iubești. <laughs> I love it. Știi, chiar aș vrea să vă bă, dar dacă spui că nu e nu, pot să spun pe o pe mes. <laughs> Cum vrei. Cum vrei să fii. Ce vrei tu? Best friend. Uuuu. O uh, o uh, friend la grav. Best friend, set your nickname to soarele meu. Best friend set the emoji to heart. Am punem și tu. Ce să pun? Ce vrea inima ta? Ah, după aia e. <laughs> după aia ei uh, ei schimbat numele în best friend, ok? Mă mir că s-a updatat și aici a sus. Team the friend zone, the friend zone. Faptul că ți-a dat timp limitat până la 8 să-mi spui că mă iubești? Has to be pretty cring. Poezia asta mi-a scris-o prietenul băiatului care mă plăcea. I don't know de ce a scris-o prietenul și de ce mă pupă el la sfârșit, dar când am primit poezia, a venit băiatul la care mă plăcea, cu un buchet de flori și cu toți colegii de clasă, să mă întrebe dacă vreau să fiu iubita lui. Toți colegii? Eu l-am refuzat. Eram clasa 7-8. Dragă Andreea, eu te plac, Ești ca spicele de brad. Ești veselă întotdeauna și ești dulce ca aluna. De când e o alună dulce? Ai o față zâmbitoare și ești frumoasă ca o floare. Ești deșteaptă, amuzantă și dulce ca o ciocolată. Ești o fată unicată, unicată în lumea toată. I mean, that's what unicată means. Și eu știu că te dorește și George mult te mai iubește. Și acum, la sfârșit, îți ofer și un pupic. <laughs> Am să-i dau un cri, era clasa 7. Era o poezie, a încercat, l-ai refuzat, ce să-i fac acum? A încercat și el. S-au auzit zvonuri în oraș că îmi place de iubitul ei. Eram clasa 6 amândouă că îl cunoști pe iubitul meu? Vezi că e cu mine împreună și a spus că ești urâtă. Nu mai te apropi de el să vezi tu atunci. Hai pa! <gântuia> Stai liniștită, nu-mi place de el. Bine, vezi că te place cineva. Cineva. Glumeam pa și dacă te prind că te dai la iubi, lasă că vezi tu. Păi pe bune, ești chiar disperat în puii mei. Lasă-mă, dracu, în pace cu toți băieții tăi. Și nu-mi e frică de tine, așa că nu mă mai amenința. Am zis să nu te dai la el. Nici nu-l cunosc așa bine. Nu am cum să mă dau la el, nu-mi place de el, punct. Bine, pa! Bila să nu te dai la gagica, că mi-e frică că o să mă lase pentru tine pentru că ești mai frumoasă ca mine. That's basically what she's saying. Și e destul de cri. Story din 2018. Meanwhile, e un 2024 ate și fumătoare. Avem un story de pe 17 iulie 2018, 1236, la mănăstirea Prislop Hațeg. Pune doar. Orice țigară aprinsă este tămâie adusă diavolului. So true. I'm sorry. Religia organizată e cringe. Maria, ești cea mai frumoasă și amuzantă fată pe care am cunoscut-o vreodată. N-am văzut o fată care să mă facă să râd și care să mă facă să mă simt atât de bine lângă ea. Uite, tot ce vreau eu este ca noi doi să fim împreună. Gen pe stradă să ne ținem de mână și când ne vedem să nu mai dăm noroc. Să ne luăm în brațe sau bine, nu chiar așa repede cu timpul. Știu că-ți place mai mult de Andrei, Alin, Aurel și Alex. <laughs> Știu că-ți vai de capul meu. Dar plus, alege-mă pe mine. Nu pe ei, că ei sunt mai frumoși decât mine și își pot găsi alta foarte repede. Te rog, alege-mă pentru că-s turât. Alege-mă că dacă nu mă alegi tu, nu mă alege nimeni. Te rog, Alex, Alin, Andrei se descurcă. Eu sunt vai... Alege mă tu pe mine. Hai să fim împreună, mi-e în pas de tine, nu vreau să se întâmple ceva și lasă-i pe ăia mici sau pe alții când se iau de mine, tot ce îmi trebuie mie este ca tu să fii ok. Tot ce am înțeles e ceva cu mici. Apropo de mici, conceptul că nu mai există meniu mici la Kaufland, la Kaufland Grill. Cum adică nu mai există meniu mici? Au scos meniu de mici și acum poți să să-ți cumperi mici la bucată. La 5 lei bucata micu. Cum adică? 5 lei bucata micu. Gen, au schimbat mici, sunt un pic mai mari. La 5 lei bucata micu de la 4 mici cu un castravete murat și o chiflă la 10 lei. Cum adică ați scos micii? Kaufland, vreau un răspuns acum. Dacă te uiți la acest video, vreau un răspuns. Kaufland, ai până mâine la 8, nu dimineața ca, ca acum. Ai până mâine la 8 să pui la loc micii. Ok. Ce ziceam? Această postare este de un cringe teribil. Acest domn vrea și el o bucățică de dodoașcă și... Na, e cam urâțel. dă mi tu pe da. Acesta e administratorul mamei mele. Eu personal consider că e iconic. Crăciun fericit puiuț și plin de bucurie vă doresc la toată familia. Ce au mândruț-o puiule și sărbători fericite în continuare. Cred că Gen a înlocuit numele ei cu mândruțo. Nu, chiar îi zice mândruțo. <laughs> ce au mândruțo, ce faci? Mândruțo, puiule, îți doresc ție și la mama ta și la toată familia ta un nou an plin de bucătări. <laughs> <laughs> uh, scuze, am scos toate sunetele Mândruțo, puiule, îți doresc ție și la mama ta și la toată familia ta un an nou plin de bucătărie. Admiratorul mamei mele, ok. <laughs> Mulțumesc. Bună dimineața, Mândruțo. Ceau, Mândruțo, ce faci? Ceru, Mândruțo, te sărut și te iubesc mult, mult de tot și pe tine și pe fata ta și multă sănătate la mama ta. Îi doresc și ei și ție și la toată familia și un Crăciun fericit și plin de bucătărie. Omule, odată greșești Odată îi urezi un grăciun plin de bucătărie Bă de două ori Ești atent data viitoare Faptul că ai citit ca prost administrator Mi-ai funnier E much funnier dacă ai fost administrat. Un cră din partea mea Domnul ăsta a încercat și el să dea acolo N-a făcut nimic disrespectful Zicea bună dimineața Zicea ceau mândruțo Îi ora un cărăciun fericit de multiple ori Not that bad Mândruțo is a bit bad Ceea ce mă face să gândesc că e zlăvog Dar rest Not that bad sunt fată, i-am scris asta unui băiat. Salut! Din spate nu te confund, din față pare rotund. Știu că nu sună profund, dar îmi place cum dai din fund. Wow, wow. I mean, I respect the hustle. Știi ceva? I respect the hustle. E speak? <laughs> I don't respect the hustle de much. Mi mi-am dat seama că sunt versuri de la cineva, dar nu mi-am dat seama că sunt versuri de la Speak. În cazul ăsta, cringe. Dar gen, dacă erau versurile de la oricine altcineva, mai puțin probabil roboții, nu i-aș fi dat nimic. I would have respected the hustle. Dacă erau versurile de la Smiley, you know what? Respect the hustle. Nicio problemă. Bă, de la Speak. Doamne, ce... Doamne, ce abominație, mi-e rău. Eu le făcusem. Mi-a făcut el de mâncare, mă. <laughs> Eu le făcusem. <laughs> <laughs> Sunt cele mai oribile paste pe care le-am văzut în viața mea. Doamne, iartă-mă ce ai făcut acolo. E prima oară când fier paste, nu? Doamne, și sosul ăsta ce lichidie, A lăsat urmă pe, pe farfurie. E tot în fund. Nu e niciun sos pe nicio pastă. E tot în fund. Iubi, stop! Nu mă mai răsfăța! Has to be pretty cring. Să postezi nesuferitele astea postezi obraznicile astea ca să lauzi pe iubitul tău imaginar că ți-a făcut paste. Hai the cring. Altă străină pe care încercam să o ajut pentru că a pus story depresiv. Nu e iar persoana aia care i-a zis fiu un căluț fericit. Te rog, nu fi iar persoana aia. Te rog, fi un căluț fericit. Taci și tu un Mătii cu de genul, I mean, real. Nu încercam să dau acolo, sunt fată. Măcar ea nu mi-a dat bully, e tot persoana aia. Please be better, please be better. O să fiți toți fericiți, promit. Of, nu cred. Ba da, nu spun să crezi în mine pentru că de-abia mă cunoști. Crezi în familia ta. Oricât de rău v aș certa, to familia ta române. Nu. Nu, e mai rău ca data trecută. Familia, they don't, they don't deserve uh, special treatment. Dacă te-au tratat de căcat, sunt de căcat. Nu există to -o familia ta română, nu există. totu ești cea mai importantă pentru ei. Sincer îți spun, ai vrut să mă lase la naștere, doar mama mă iubea. Tata, nu. Of. Totul va fi bine. De unde știi tu? Bine. <laughs> I mean, it worked. Ai grijă de tine și păstrează-ți mereu zâmbetul. Poți continua mult și bine după ce zici că nu mai poți. După ce crezi că nimic nu mai are sens. I mean, motivational speaker right here. Motivating people in their story replies. Sincer, e de un cri, dacă am atâta. Gen, I don't know, argumentele și practic nu ziceai nimic. Practic orice ți-ar fi zis, dacă zicea gen cea mai nesăbuită chestie pe care puteai să o zică, tot e ai totul va fi bine. Familia ta e familia ta. It means nothing. Is it that bad? Nu. Un bărbat random din autobuz. I-ai pozat, i -ai pozat conversația acestui om în autobuz. Câfă, o vrei la buci? Da, câfă, acum vin la Deva. Vi? <laughs> Superb. O chemare la buci corectă. E efectiv. Respect. Ce faci? Acum vin la Deva. M Am auzit că îmi dai la buci. O, oh, asta e altă persoană. Nu. Nu cred că din prima sare în brațe la mine. Nu, nu. Închiriez eu o cameră la pensiune. Este cringe? Absolut deloc. Nici măcar de un câ. Bărbatul ăsta... Bravo lui. Eu și fostul meu, după două săptămâni de relație, suntem amândoi majori, nu eram pe clasa 6 când vorbeam asta. Ok. We stand a consensual king. Hmm. Asta îți place cel mai mult? Poți să te întreb ceva? Eu zic. Ce p de chat e ăsta în care amândoi sunteți în aceeași parte? Hmm. Mâine ai vrea să ne mai pupăm? Nu știu. Vedem. Bine. Hai mean. Foarte, foarte drăguț. Ce are că aveți uh, peste 18 ani amândoi? Foarte drăguț. Salut! Sunt eu. Ne-am pupat azi. Doriți să ne pupăm iar? Foarte drăguț. Bravo lui. Bravo lui. Not cringe at all. Am dat acest bărbat pe Tinder, la început părea ok, asta însemnând două zile, când a început să se exprime dorințele. Eu i-am zis clar de la început că nu ca o de genul, dar omul meu a insistat. Ok, un păianjen. Direct șters, ieși de aici. Ce? Ce e mă păiangănul ăla că fac preinfarct? Nu e cu păianjen. Nici nu deschid. Bă, mi-e rău numai când văd. E doar o imagine, restul e cu totul altceva. Nu apăs, mă! Mi-e frică. Cea mai rea fobie posibilă, să nu văd. Îți suge degetul? Să vezi ce-ți suc eu lin... How did we reach this point? De când păianjenii sug? How... Ce? Ha, ce? Înțeleg o glumă clever. Dar gen, de unde? Nu știu. Se frică că se urcă pe tine și te gâdilă. Te-aș gâdila eu la ceva, nu știu. Orice altceva, dar cum ai ajuns la suge de tu să vezi ce suge Hai la culcare, că mâine mergem la muncă. Împreună? Nu <gântu -i> da, nu vreau la muncă. Aia e, mai stau. Mai stai, mai stai, că vine omul negru și te suge toată. Noapte bună și vise plăcute. Suge, Noapte bună. Așa lindic indic mare ai? daisy hmm, tasty. leu. La tuțe. La piersică. La pierzică uh, Deci așa o să agăț O să femei de acum O să le zic Has to be cringe Omul ăsta a început de la nimic Un băian Hai să te sug <laughs> Storytime 2014, umila voastră urmăritoare, avea abia 10 ani împliniți și cheful de a se lăuda pe toate grupurile cu fan Violeta, care numărul Violetei, acesta este doar una dintre conversațiile în care these kids were begging for that number. Bună, sunt prietena, ea mi-a zis că tu știi numărul de telefon al Martinei Stoesel, este adevărat? Da, îl am, de ce? Păi eu sunt obsedată de Martina. Ea este viața mea și dacă poți să-mi dai și mie numărul ei de tel, te rog! I-am jurat că nu-l dau în viața mea. Nu este număr pentru fani, este numărul pentru prieteni. Nu pentru fani, nu-l știu, dar o să-l aflu. Și când o să-l am, îl voi da. Of, dar nu pot să făcu o mică excepție? Nici măcar nu te cunosc! You've blocked Sorina, wow! Te-ai lăudat ca ai numărul Martina Soesel? Soesel? Și după aceea dai bloc la persoanele care te caută? Damn, you crazy. Mai vorbim, salut, ok. Dar nici nu pot să îi dai? Dar de ce ți-e frică să mi-l dai? Nu sunt vagabondă nesimțită. Sunt un copil normal. Dar nu înțelegi că e un număr privat? Așa dacă ți-l dau, dacă îl vă posta pe nu știu ce pagină, măi, sunt un om normal, îți trimit o poză pe mine, <laughs> nu-l postez pe pagă, promit, <laughs> sunt un om normal, uite mă, mă vezi, sunt un om normal, sunt un om normal, măi drag, ai iubit, mi s-a rupt sufletul, efectiv, <laughs> te rog, sunt un om normal, trimite-mi numărul violetei, crin, un crin din partea mea. În 2014 eram mare fană la La Band, pariu cu viața, și am dat mesaj paginii, mă cac pe la, la Band. Pagina a postat apoi un sâsâ cu mesajele primite și un coleg de clasă a văzut că eram și eu acolo și mi-a trimis. Mi-a fost atât de rușine încât l-am șters de la prieteni. <laughs> Bă, Beatrice, ce faci aici? Uh, not friends anymore, S scuze. Dacă ție nu-ți place la la band, asta nu înseamnă că trebuie să-ți bazi joc de ei. Și apropo, Ești un bou. Ce? Tu nu ai ce face? Nu, ți-am trimis-o să-ți vezi comentariu. Da, știu ce am scris și nu-mi pare rău. De ce mai ai de la prieteni? Faptul că ți-a fost atât de rușine că l-ai șters pe băiatul ăsta de la prieteni. Un cr. Te-ai susținut și tu pasiunea la la band? Foarte corect din partea ta, ți-ai șters prietenul că ți-a arătat comentariu, că te-a descoperit, aia se mai întâmplă. Câteodată mai pierzi un prieten. I-am spus că nu vreau să merg la sală, avem o conversație pe Bumble, deci e destul de recent. Hai că ți-ar plăcea să fii la un aparat, da? Și să vină iubitul tău să te arate cum să faci, să pună mâna pe tine, chestii de-astea romantice. Și după când pleacă la aparatele lui, să-ți dea o palmă, știi de unde. <laughs> Absolut cringe acest băiat, crede că te cu sala, sala nu funcționează să This is a known fact. Mamă, cât context. Așa îmi place. Așa îmi place să văd tot contextul. Fostul mi-a dat mesaj și am făcut un screenshot înainte să deschid conversația cu intenția de a trimite poza pe grupul cu prietenele mele. Din greșeală, am trimis acel screenshot, poza 1, fostul. De menționat că liniile albastre pentru a evidenția conversația cu el erau acolo când i-am trimis poza. Poza 2 este un alt screenshot făcut conversații pentru a alerta prietenilor mele că m-am panicat ca o proastă și în loc să dau delete for everyone la poză, am dat delete for me only. Linia albastră reprezentând locul în care a fost Screenshot Totul nu ar fi atât de cringe, dar nu era prima oară când i-am trimis tot lui scrinșați cu conversațiile noastre. <laughs> Îmi place că ai blurat tot, mai puțin tati, hai să mănânci și să faci baie. Fostul, <laughs> cum e vremea acolo? A, ah, ce n-ai făcut din asta vorgată, era la bac, era pagină în plus aici. Doamne, cum a cenzurat poza din fundal. Ok, ok. Ce mai faci? Bine tu? Și eu bine, bravo. Cum e vremea acolo? Și a dat asta, sorry. Era de înțeles că nu era pentru tine. Da, dar era despre mine. Asta a fost ușor de înțeles. Scuze. <laughs> Scuze, frate. Vezi, mai prost. Scuze. <laughs> Upsi. Un cri. ei nu i s-a întâmplat să dea screenshot-ul la persoana greșit? Sper să fie o scuză că aveam 12 ani. Ok. Nu. Vreau să ne împăcăm și să ne mai batem joc unul de celălalt. Să nu ne mai batem. So, no, no degradation king, nu? Păcat. Nu avem aceleași dorințe. Ești prea disperat. Ah, deci vrea degradation king. Sunt, recunosc. Disperat X2. Da, am greșit, sunt prea disperat. Dar mulți prieteni ai mei sunt departe și singurii care au rămas sunt Andrei, Oana și cam atât. Vreau să am mai mulți prieteni, mă simt prea singur doar cu ei. nu. No. Păcat, dar nici eu nu am mulți prieteni și mă simt super. Noi nu am fost niciodată prieteni, tu doar te uiți la mine și când te văd te prefaci că te uiți în altă parte. Și în clasa a patra nici nu te băgam în seamă. Și nici nu am vrut să fiu colegată de bancă, stăteam foarte bine singură, și apoi ai venit tu. Simt nevoia să socializez, să vorbesc, să ascult, să învăț, să trăiesc. Doamne, de unde ai mai luat-o și pasta? Din suflet. Și eu scos o scos-o din fund. Hai gata. Simt nevoia să trăiesc și nu o fac. Doar stau într-o depresie continuă. Da, fiindcă te-ai axat pe mine și eu nu m-am axat pe tine, ci pe altcineva. Nu într totul de asta. Nu mă mai băga în seamă decât dacă vei fi mai înalt decât mine, și mai slab, și la modă, și multe altele, și mai mare la vârstă. Ceea ce nu se poate. <laughs> Sună-mă când crești, copilule, da? <laughs> Astea se pot schimba, dar eu nu vreau. Bine, nu o să înțelegi că nu vreau nici să vormim, dar tu mă obligi să facem asta? Ba da, ba nu. Că deja mi-ai răspuns foarte bine, fiecare își trăiește viața așa cum vrea, își face ce pretenvea, eu doar ți-am zis ce am pe suflet și ce doresc eu de la viața asta, mizeră, pe care o trăim cu toții. Pentru că eu te consider o prietenă de încredere și cu bun simț, te consider o persoană bună, inteligentă, frumoasă, nu te consider perfectă. Nimeni nu este perfect. Te plac cu bune, cu rele, cu ce le definește pe tine și atât. Nu vrea asta e. Nu e sfârșitul pământului. Sunt o personalitate puternică și asta nu se va schimba. Aștept și văd ce îmi pregătește viitorul. Simt că această discuție nu se poate desfășura așa. O să deschid subiectul între patru ochi la școală sau altundeva. Și eram sigur că o să răspunde așa. Știu să citesc oamenii. Foarte bine citesc oamenii. Noapte bună. Disperator infinit. Crăciun fericit. Și nu sunt chiar așa. Ai mi foarte respectul. E ajunul Crăciunului. Să fii fericită. Da, du-te mea. La fel. Disperat ori 100. Îmi scrii Crăciun fericit. Un cr. Par niște copii de literalmente clasa 5 -a. Și that's just it. Și în clasa 4 nu te băgam în seamă. Acum suntem în clasa 5 -a. Nu vreau să te mai ascult. Taci un pic. Și cam asta a fost episodul de azi din Cringe Show. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, dă un coment și dă un sub, de ce nu? Și dacă ai o poză similară cu cele pe care le-ai văzut aici sau chiar mai bună, trimite-o prin intermediul formularul din descriere. Și nu uita, noi ne vedem bilunar vineri de la 2.00 live pe Twitch. La revedere!